Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În timp ce voi, prieteni, sunteți preocupați de campionatul european și de cine cu cine mai joacă și cine se califică și nu știu ce, dramele adevărate au loc la noi, în fotbalul intern. Asta văd că nu vă preocupă. De ce nu dați știi? Intern, mă rog. Fotbalul intern. Am lăsat cumva la o parte întrecerea microbistică internă pentru a face loc Euro. Să-ți revizuiești această atitudine. Un meci oficial de fotbal din Timiș a fost suspendat duminică, după ce cutia Milei de la o biserică din apropiere a fost spartă. Acolo probabil erau primele de joc. Este vorba de meciul de fotbal din Liga a 6-a, CSE Nizhdorf cu Steaua Roșie Bulgăruș. Nizhdorf și Bulgăruș sunt două comune, sau sate, nu știu exact, din județul Timiș, unul în vestul orașului Timișoara, celălalt în sud-estul orașului Timișoara, cu populații asemănătoare, 1500 și ceva de persoane la Nizhdorf, referendumul din recensământul din 2011, 1600 și ceva de persoane la Bulgăruș. Ok. Deci baze de selecție asemănătoare. Și această încleștare, Nizhdorf, Steaua Roșie, Bulgăruș, a început, cum ziceam, duminică. Nizhdorf conducea cu 1-0 când s-a dat alarma. Popa din Buziaș a sunat la 1-2 și a anunțat că a fost spartă cutia Milei. Mi se pare ireal. Poliția a intrat în alertă. Sirene, girofaruri, nebunie. Inclusiv polițistul de la meci, care a fost alarmat și a plecat în căutarea răufăcătorului. Ok. Camera din biserică, apropo, există imagini. Am văzut, publicat pe Opinia Timișoarei, camera din biserică a înregistrat răufăcătorul și a înregistrat zâmbetul instalatorului când s-a plecat să fure bani. Eu nu vreau să văd imaginea. Este poliția, de-aia e poliție, trebuie să se ocupe și de astfel de lucruri. Deci răufăcătorul a intrat, pac, s-a plecat. A zâmbit la cameră. Asta e, că polițistul de la meci a plecat la anchetă. Bulgărușenii, care erau, cum spuneam, conduși de nizhdorfeni, 1-0, au atras atenția arbitrilor că nu mai sunt îndeplinite condițiile legale pentru desfășurarea meciului. Dar de ce nu au făcut schimbare, mă? Ce golani! Nu există protecția organului. Dacă nu e organul, cum să putem să desfășurăm meciul fără securitate? Și meciul, într-adevăr, s-a oprit. Asta, arbitrul, care presupun că știe regulamentul mult mai bine ca mine, da, chiar dacă era în Liga 6, a suspendat meciul timp de câteva minute, până când s-a observat că polițistul nu mai este. Și ca atare, acum este misterul maxim dacă nizhdorfenii vor pierde cu 3-0 la masa verde sau meciul se va relua. Eu cred că se rea. Da, nu știu ce să zic. Eu zic să meargă până la Lausanne, la Tribunalul Sportiv de la Lausanne, da, și să se judece acolo. Condiții independente. Sigur, nu știu cu ce ajung acolo. La Lausanne. Poate să ia cai de la aia. Dacă vin pe acolo, da. Eu am fost la un meci de ăsta acum 2 ani, înainte de pandemie, în județul Giurgiu. Nu, aici și mai aproape. Da. Dar am fost la un meci de ăsta intersătesc. Foarte și eu n-am remarcat prezența niciunui polițist, poate era civil. Da. Dar nu era mai nimeni acolo. Era infiltrat. Da. Era sub acoperire. Poate juca. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.